determinarea durității apei. Eprubeta de testare A se umple cu apa de analizat până în semn. Se adaugă o spatulă din reactivul R1, calciu sau magneziu în proba de apă și se amestecă. Se adaugă în picături reactivul 2, numărând picăturile până când culoarea roz, cu intensitatea crescândă, se modifică brusc în albastru. Numărul de picături utilizate ne dă duritatea apei pe scală germană. O picătură egal 1 grad duritate germană egal 0,178 mmol ion de calciu dublu ionizat pe litru. Se numără 10 picături, ceea ce înseamnă 10 grade de duritate, un conținut de 1,78 mmol ion de calciu dublu ionizat pe litru.